Fundaș dreapta de meserie, Craiova l-a anunțat drept un fotbalist care poate juca pe mai multe poziții în compartimentul defensiv. Conte a fost crescut de echipele de junior de la PSG și a evoluat la senior pentru Stade Reims și Beitar Ierusalim. Ultimii 4 ani i-a petrecut în Israel, dar în sezonul 2020-2021 a adunat doar 11 apariții. Sunt foarte fericit. Sunt fericit acum că pot și am această posibilitate de a juca pentru Universitatea Craiova. Conte a mai declarat că este pregătit să câștige titlul cu Universitatea Craiova. Știu că este un club important din România, un club cu o istorie foarte bogată și mai știu că este un club care în fiecare an se luptă să câștige campionatul. Ieri a semnat cu Universitatea Craiova și un alt fundaș central, Valerică Găman, în vârstă de 32 de ani, care a venit de la Astra. Cei doi jucători se vor alătura echipei în cantonamentul din Austria.